Salutăm prezența conducerii de vârfa țării, președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu și prim-ministrul Republicii Moldova, doamna Natalia Gavrilița. Parlamentul Republicii Moldova. Legea numărul 217 din 17 septembrie 2010 privind drapelul de stat al Republicii Moldova. Ziua drapelului de stat este 27 aprilie. Din legea numărul 217 din 17 septembrie 2010 privind drapelul de stat al Republicii Moldova. Articolul 1. Drapelul de stat al Republicii Moldova este un simbol oficial major al suveranității și independenței Republicii Moldova. Articolul 3. Aliniat 1. Cetățenii Republicii Moldova și străinii aflați în Republica Moldova sunt datori să manifeste respect față de drapelul de stat. Aliniat 2. La ceremoniile de arborare a drapelului de stat cu prilejul solemnităților, asistența va sta în picioare, bărbații îl vor onora cu capul descoperit, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare. Articolul 4. Drapelul de stat se arborează permanent, litera A, pe edificiile și în sediile autorităților și instituțiilor publice. Litera B. În locurile de dislocare permanentă a unităților militare ale Forțelor Armate ale Republicii Moldova. Litera C. La punctele de trecere a frontierei de stat. Articolul 3, aliniatul 5. Ziua drapelului de stat. Este 27 aprilie.
Excelența sa, doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Dragi concetățeni, astăzi celebrăm Ziua Drapelului de Stat. Conform legislației noastre, drapelul este un simbol oficial major al suveranității și independenței Republicii Moldova. Drapelul național este cel mai popular, cel mai elocvent simbol al unui stat. Drapelele apar odată cu formarea națiunilor. Ele reprezintă poporul și acceptarea populară a unui însemn identificator. Toate națiunile au simboluri oficiale și embleme solemne. Le avem și noi. Cu tricolorul începe istoria modernă. Realizările noastre din domeniul culturii, al științei, educației, sportului, deschiderea noastră spre lume prin tot ceea ce suntem. Atunci când ne referim la drapel, acestea sunt lucrurile cele mai evidente și cele mai la îndemână. Dar culorile lui trimit în primul rând la existența de zi cu zi a poporului nostru, la țăranii care muncesc pământul, la tradiția păstoritului, la acei oameni pentru care cerul, soarele și pulsul libertății este un mod de a fi, un fel aparte de a popula un teritoriu și de a-și percepe propria ființă. Cetățenii noștri, indiferent de ocupație, intelectuali, comercianți, muncitori, agricultori, ciobani, indiferent de limbă, etnie, vârstă și alte categorisiri, în cap cu toții sub tricolorul Republicii Moldova. Steagul ne amintește mereu cine suntem, iar noi suntem cetățenii acestei țări. Copii, tineri, adulți, oameni ai țării. Toți avem nevoie de acest simbol, căci el ne reprezintă. Iată de ce, pe lângă o etichetă și un ritual, avem nevoie de consolidarea noastră a tuturor în jurul acestui simbol, care este un însemn al nostru comun de europenitate și latinitate, de istorie, un simbol al aspirațiilor noastre democratice și de conviețuire comunitară pașnică, o emblemă a spiritului republican, o materializare a visului egalității în drepturi spre care tind oamenii. Iată ce este tricolorul nostru. Această zi este și o zi a memoriei celor care s-au sacrificat pentru unitatea și suveranitatea neamului, a celor care au fost persecutați pentru că au arborat cu dârzenie drapelul în trei culori. Aici ne gândim și la scriitorii, oamenii de cultură, savanții, personalitățile din domeniul politicului care au ieșit în 1989 pentru a participa la Marea Adunare Națională sub acest steag. Standardul tricolor amintește mereu de mișcarea de eliberare națională a moldovenilor. El reprezintă cinstea față de trecutul nostru istoric, dar și un mesaj pe care îl transmitem viitorului. Suntem un popor al libertății și al democrației, care a luptat și luptă pentru suveranitatea sa politică și economică, pentru emanciparea de sub orice tiranie. Un drapel mereu vorbește și transmite semnificații importante. Cele trei benzi verticale, albastru, galben și roșu, sugerează și verticalitatea poporului nostru,
nevoia de a rezista mereu, cu atât mai mult azi, în aceste împrejurări nefaste ale războiului. Culoarea azurie și celestă ne trimite cu gândul la pace, la statul suveran și traiul fără războaie. Albastrul reprezintă și dorul nostru, dorul nostru etern de pace și de bine. În galben încap toate grânele noastre coapte de soarele sudic, iar culoarea roșie exprimă și spiritul nostru de luptători pentru libertate și dreptate. În preajma lui stăm în picioare, căci respectul pentru el ține și de respectul de sine. Avem loc fiecare sub acest drapel, căci el reflectă unitatea intereselor tuturor cetățenilor țării noastre. Să ținem sus capul și flamura. Onor la tricolor! Doamnă președinte, vă mulțumim! Onorăm drapelul de stat, simbol oficial major al suveranității și independenței Republicii Moldova. Ceremonia festivă, prilejuită sărbătorii naționale Ziua Drapelului Republicii Moldova, se încheie cu prezentarea onorului militar, drapelului de stat al Republicii Moldova și comandantului suprem al forțelor armate. Prezentarea onorului militar cu prilejul sărbătorii naționale Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
doamnelor și domnilor, ceremonia festivă prelejuită sărbătorii naționale Ziua Drapelului Republicii Moldova s-a încheiat. Vă mulțumim! Thank you.